știri fresh despre jocurile Activision Blizzard, comunități online legate de Lord of the Rings, Lego, Harry Potter pe Mac și un hack pentru Kinect foarte atrăgător. Subiectele principale de astăzi, așa că oprește-te din muncit, tocit la marginea sau jucați vreo 10 minute și urmărește NewsX în continuare. N-am băgat de mult în seamă jocurile de PlayStation Move, iar situația trebuie remediată. Iată PlayStation Move Heroes, jocul care îi aduce împreună pe eroii francizilor Jak and Daxter, Ratchet & Clank și Sly Cooper. Cele 6 personaje faimoase se vor reuni într-un action-adventure care oferă și un mod de multiplayer co-op de până la 2 jucători. Să vedem și gameplay. PlayStation Move Heroes, cunoscut până acum ca Heroes of the Move, va fi lansat pe PS3 pe 22 martie. Blizzard se transformă într-o adolescentă de 15 ani, ușor grăsuță, care tocmai și-a creat un cont pe High Five, dar face asta cu ajutorul celei mai cool rețele de socializare ale momentului, Facebook. Publisherul anunță că la fiecare 25.000 de like-uri adunate pe pagina de Facebook a lui Diablo 3 va lansa câte un screenshot sau o schiță din acest joc. Când a început campania, Diablo 3 avea vreo 550.000 de like-uri. Când am dat eu click ultima dată, avea vreo 558.000 de like-uri. Blizzard spune că face această campanie pentru că pagina Warcraft are 1 milion de fani și își doresc să o prindă din urmă și cu Diablo 3. În fine, nu pare rău că văd imagini noi din Diablo 3, dar mă enervează când publisherii fac mișmașuri de genul ăsta. Nu mi se pare ok să muncesc chiar și dând un singur click, doar ca să primesc o imagine care este, în esență, o reclamă la un joc pe care tot eu îl voi cumpăra. Activision Blizzard și-au anunțat planurile pentru restructurarea companiei de pe parcursul acestui an. Adică, în continuare vedem câți oameni au fost concediați, ce jocuri au ajuns la gunoi și ce planuri de viitor are compania. În primul rând, forța de muncă a corporației va scădea cu 7%, adică aproximativ 500 de oameni din studiourile subsidiare își vor căuta în curând de muncă. Majoritatea acestora vin din studiourile care se ocupau de francizele Guitar Hero, DJ Hero și Tony Hawk. În 2011 nu o să vedem niciun joc nou din aceste serii pentru că ultimele titluri au eșuat lamentabil. Un alt joc anulat este True Crime Hong Kong, care a fost decapitat fiindcă Activision crede că nu o să se ridice la standardul de calitate impus de alte jocuri ale genului, adică nu o să fie în stare să se dea cap în cap cu GTA 4. Whatever happens, just remember, we are the good guys. Just keep your cool and everything will run smoothly. Activision spune că se va concentra numai pe produse de calitate cu un buget mare care vor genera venituri masive. Jocurile cu buget mic, care ar fi totuși profitabile pe termen lung, nu se mai regăsesc în planurile companiei. Tot Activision spune că va devota resurse suplimentare pentru jocurile Blizzard, în special către noul MMO despre care nu știm prea multe. Tot referitor la Blizzard, s-a anunțat că Diablo 3 are mari șanse să nu ajungă pe piață nici anul acesta. În rest, Activision Blizzard pun din nou în prim plan seria Call of Duty. Compania a înființat un nou studio numit Beachhead, care va lucra la o platformă online pentru aceste jocuri, ceea ce înseamnă că am putea vedea un joc Call of Duty gratuit, susținut totuși de microtransacții. Un alt punct cheie în planurile Activision mai este și noul joc produs de Bungie alături de un alt Spider-Man. În esență, toate chestiile astea de care am vorbit în ultimele 2 minute se rezumă la asta. Activision va scoate numai jocuri din care iese profit încă din prima zi, iar viitorul este rezervat lui Call of Duty fără număr și Blizzard, care face bani și din piatră seacă. Slabe șanse să vedem IP-uri noi, atâta vreme cât nu sunt semnate de Bungie. Vorbind de noi IP-uri, iată primul clip din seria de demonstrații de gameplay pentru LA Noire. În continuare vedem începutul acestuia. Trailerul complet poate fi urmărit pe prima pagină a noi pe site și crede-mă, nu vrei să-l ratezi. And most violent periods in the city's history. LAPD, could you stand clear of the body, please? Inspired by real-world cases, players must solve crimes, plots, and conspiracies, all set within the meticulously recreated city of Los Angeles. LA Noire este programat să apară pe 20 mai în Europa și eu unul sunt dispus să pariez că va fi desemnat Game of the Year. Arată mult prea bine.
Warner Brothers anunță că toți userii înregistrați pe warinthenorth.com pot accesa acum o nouă secțiune a site-ului numită The Council of the North. Această zonă este un loc în care se adună toți cei care așteaptă cu nerăbdare jocul War in the North, asta dacă vor să vadă trailere bonus, materiale exclusive sau dacă vor să vorbească cu developerii. Claim the allegiance of his cruelest ally. Twisted descendant of the Black Numenoreans. Argandauer. Now, this corrupted sorcerer. Noul joc Lord of the Rings este un RPG a cărui poveste nu le urmărește pe personajele din filme sau cărți, ci se concentrează pe războiul dus de eroi din nordul Middle-earth. Tu vei controla un asemenea erou și vei putea juca ori singur, ori alături de un partener în co-op, cu opțiunea de a ajusta procentul de experiență pe care acesta îl primește. Momentan nu știm când va apărea jocul, dar știm că va fi disponibil pe cele trei platforme majore, PC, 360 și PS3. Feral Interactive este o companie care ia jocuri de la alți publisher și le portează și publică pe platforma Mac, fratele abuzat de soarta al PC-ului când vine vorba de jocuri. Cel mai nou proiect al celor de la Feral este LEGO Harry Potter Years 1-4, care tocmai a primit un demo pentru Mac. Demo-ul are 1 giga, dar n-aș putea să spun și ce conține. N-am avut niciun Mac la birou pe care să-l încerc. Și demo-ul și jocul complet sunt disponibile pe feralinteractive.com. Jocul complet este disponibil la prețul de 40 de euro. Amazon a listat din greșeală ediția de colecție a lui Infamous 2, jocul de acțiune care va fi disponibil cândva anul acesta pe PS3. Produsul numit Infamous 2 Hero Edition a dispărut deja de pe site, fiindcă Sony probabil nu era gata să dezvăluie. Această ediție include o statuetă Cole McGrath de 22 de cm în înălțime, cu tot cu un rucsac, cu o ansunare oficială și un voucher de DLC-uri speciale. Bineînțeles, și prețul este pe măsură, adică 99 de dolari. Sony nu a confirmat încă listarea de pe Amazon, dar este doar o chestiune de timp. Să sperăm că odată cu această confirmare vine și o dată de lansare concretă pentru Infamous 2. Am păstrat pe final un hack foarte interesant care face ca Dead Space 2 să funcționeze cu un Kinect și un Wiimote. Chiar dacă pe total jocul nu se pupă prea bine cu motion control-ul, secvențele în care calci inamicii pe cap ca să aduni bonusuri par foarte satisfăcătoare. Și de așa am ajuns și la întrebările voastre cu care mă va ajuta colega mea, Mafin. Vlad Xro te întreabă, care este vârsta aproximativă la care ar trebui să te lași de jocuri, dacă există acea vârstă? Din punctul meu de vedere, nu există. Poate eventual doar când îți tremură mâinile destul de tare să nu mai poți să ții controlerul în mână. Un nene, nu mai știu cum îl cheamă, întreabă dacă Prince of Persia Epilogue va apărea și pe PC, DLC-ul. Din câte știu eu, a apărut în 2009 pe console și cel mai probabil nu o să apară și pe PC. Iar acum, Nicovală, ca de obicei, vrea să întrebe ce te joci cel mai mult și care a fost jocul de care ai fost tu extrem de dependent. Foarte, foarte mult m-am jucat Red Dead Redemption și cred că cel mai mult a fost vreo 12 ore legate, cam așa. Și Plants vs. Zombies la muncă, vreo 8 ore pe zi. Tot se uită șeful. Alakazami întreabă ce rasă și clasă are caracterul tău de WoW și dacă ești bun în PvP. Ești bun în PvP? Am un Worgen Warlock de 85 și mă descurc. Nu excelez, dar mă descurc. Average. Iar acum alt nene, iar nu mai știu cine a întrebat, te întreabă ce îți place cel mai mult la un joc, storyline, grafică sau gameplay? Cred că o combinație ok între toate cele trei. Dacă aș fi vrut doar gameplay sau story, mi-aș fi luat Wii și nu ne-am bat. Ce așa. Asta a fost tot pentru azi. Vă așteptăm la NewsX data viitoare.